Când au eu cu... Mica se face premierea, concursul se termină. Sper că ați pescuit cu spor. Cei care au prins, totuși să rugați să vină aici pentru cântărire, ca să putem face premierele. Până noi facem cântărirea, dați-vă mai în spate 2 metri copii și stați mai în spate cu 2 metri că vedeți, da? Mai în spate. Deci cei care au prins pește să vină să face cântărârea, pentru că avem revizia să-i păcat. Avem locul întâi, va fi preleat cu mulinete de marcă, deci noi de 2 bani. Locul 2, alt mulinete mai așa, locul 3, așa mulinete, așa mai departe. Deci, da? Până facem cântărirea, Okay.
colega mesmo. Colega mesmo. Tá aí. Ce mai mare pește care s-a prins astăzi? Pezăjoacă. De fapt, sunt doi, dar unul mai mare ca celălalt, că restul sunt mici. Corect, corect. Deci, Bocan Petru, de 1,8 kg. Să-l aplaudăm. Pezăjoacă. Hai, mă, zloază, mă. Domnul Crepe, felicitări! Petre, să-ți-o tragă la fund, Petre! Și Pahelu, să pună în vitrină! Nu, 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 nu-i dragă în gheorghe! Petre, domnul Crepe! Locul 2! Toată lumea! La 1,5 kg, domnul Ciobanu Mihai! Felicitări, felicitări! Asta este aici, așa ce tu nu felicitări! Toată lumea te lua primele! Felicitări, domnul Ciobanu. O diplomă? Și un trofeu. Nu știu, nu știu. Habar n-am, habar n-am, habar n-am. Habar n-am. Locul 3, un pasionat junior, care nu lipsește de când răpășit pe primii pași de aici la bancă. Nu te grăbi, domn primar. Zici că extraterestru face. Extraterestru, zice. Clepe Florin, micuțul. Uite aici, diploma. Felicitări. O mulinetă. Felicitări. Și un trofeu. Felicitări. Că sunt trofeu cel mai sănătos. Da? Își bucură. Bă, e un picat rău. Dar contează, ca pe ori. Te pești. Domnul Iman, te pești. Acum, pe lângă primele care au fost, să cinstim pe cel mai în vârstă primar. Pescar. Pescar. Care vin mai frig acum toamna, ne-am gândit să luăm ceva în spate, să nu doară șarile. Haideți aici. Care fie cel mai în vârstă? Haideți aici. Care în fiecare an. Faceți-i loc. Aia ce, aia ce, dintre pescari. Ne-am gândit cu sănătate. Haideți mai aproape. Nume și prenume. Olmoi, Ștefan. Da, Ștefan. Avem cu vestea văduită. Trebuie, nu fie frig. Cu vestea am pus o... Și prezervative trebuie să te ajută. Îi trebuie. O țelină, că poate mai umblă pe la babe. De așa. Ei, să n-audă mama, că nu ne vedem. Și la amintire... Ca să-și spună dorință, mai știți că cere trei dorință. Și ești la mulți ani. Cel mai, o să primeam și cel mai mic pește, cel mai tânăr pescar care ne primeam. Marinel. Cine Marinel? Mai faci Marinel? Marinel. Cum îl cheamă? Marinel. Organ. Marinel. Marinel. Organ. Organ Marinel. Dacă Marinel la ce? Eu zic să-l primeaz un Marinel. Nu primat la mea, prima mențiune, nu primat la mea. Eu și pe trei. Eu nu primesc mențiune la premii. Eu câștig eu, nu câștig eu. Acum să vin cel mai mic pește. A lui? Ție. Cel mai mic pește care o fi? Ăsta. Putem arăti. Ingerent. Hai. E mai mic. E mai mic ăsta. Ingerent. A cui ăsta? A noi. Cel mai mic pește, Dragoș Darius, care primește un borcan de bombeană să se învețe să pescuiască. Să nu mai mițească, să se ca și domnul. Și o diplomă. Ca și domnul. Mai avem încă două premii speciale. Pentru cei care alte ani s-au străduit ca să prindă fasolea în încăldare, că cei doi bucătari ai noștri să vină aici. Bolanski, șef, vină, vină! Nu s-au prins că dacă ce duce sarea când vin în carce, că n-am leșină. Așa că premier cu câte un sac. Mulțumim frumos! Să știți să umple cu pește, noi umple cu pește! Câte o diplomă de... Se acordă domnului Demian Ovidiu diploma de merit pentru cel mai bun bucătar la sezonul de pescuit. Și singurii. Doamne ajută! Mulțumim!
Mulțumim frumos. La Hala Tex. Mulțumim. Cu o amintire, un peștișor de aur. Trăiască. Câte dorințe face? Câte dorințe vine aici? Două. Bună ziua la lui. Era să fie la cântară. Nu mai cântară la... Da? Cineva mi-o bate la cap, nu mi-a apărat prezul. Prezul nu mai am, dar dăm și la pentru arte. În timpul mă... Să cu... Un loc acolo, da? Să trească arte. Ura! Thank you.